Tehnologie mare, dar așa se întâmplă când se lansează ceva așteptat de atâta timp. Să rămână, bună dimineața! Bună dimineața! Ne-am văzut de foarte mult, Giulie Maiaia și o parte din gașca cu care pleacă la treabă. Hai să lăsăm ăsta jos. Tot timpul mi-am dorit să fiu tehnic la o trupă. Așa mi se părea, da, când eram mic, acum... mi se părea că ăștia care au foarte multe chestii legate pe ei așa și se urcă pe stele, sunt cei mai interesanți din trupă. Uite, acum ai ocazia să fii tehnicul Tinei Turner. Bă! Și să fac din... Da, trebuie! Din picioră! Uite așa! Ai fost mereu influențată de Tina Turner de când ne cunoaștem. De când exist. Și Tina există dinaintea mea, deci o iubesc pe Tina. Ar fi culmea, da. Da. Și ești, cum să spun, impersonatorul number one în spațiul ăsta. Încercam până acum. Până acum n-am încercat. Cochetez cu ideea asta de ceva vreme. Dar e greu să fii Tina Turner, pentru că Tina, să nu uităm totuși, are peste 50 de ani de carieră. Aia zic. A fost în topuri în sfârșitul anilor 70, anii 80, anii 90, anii 2000, a fost în topuri. Uh-huh. Și după părerea mea și cred că și altora, e cel mai bun entertainer feminin. Se poate. Ever din lume. Se după poate. Părerea mea acum. Cele mai frumoase picioare oricum. Adevărat. Fiecare la... Ce a putut un an din tinereții. Mai știi care a fost prima piesă de la Tina Turner în care prima piesă pe care am ascultat-o vreodată de la Tina Turner. Pe care ai cântat-o vreodată. Și pe care am cântat-o vreodată a fost Simply the Best, bineînțeles. A doua a fost Proud Mary, bineînțeles. Așa. Următoarea a fost cea pe care am cântat-o acum, în dimineața asta, River Deep Mountain High. Și e o listă atât de lungă. Noi vrem să facem acest prim show care se numește Spectacolul Tina Turner. Se întâmplă pe 1 martie. Se întâmplă mai întâi, pe 1 martie, în premieră națională și mondială la Constanța, la Casa de Cultură. Așa. Apoi pe data de 3 martie la Galați. Pe 8 martie la Botoșani, de Ziua Femeii, cântăm la Botoșani cu Tina Turner, yes! O gașcă mare, sunt vreo 20 de oameni ce pleacă într-un soi de turneu, un tribut Tina Turner, susținut de Giulie Maiaia. O puteți găsi pe Giulie_Maiaia_official pe Instagram, dar și aveți și variante de Facebook. Și pe YouTube. Și pe YouTube. Același nume. Ca să prindeți datele de concert și de vreți să vă bucurați de varianta Giulie Maiaia a Tinei Turner, sunteți invitații noștri pe paginile ei de socializare și pe YouTube. Căutați Giulie Maiaia și sigur primiți și ceva răspuns. Să vedeți un show spectaculos! Iată! Spectacolul Tina Turner! Lasă-mă ca acum, mă! Cum aveți un loc în dubă, vin și eu cu voi! Ba da, facem! Lângă de asta, domnul Dani, fă cum făcea calul în Simplu de Best, că nu ți-a mai rămas azi. Bă, Răzvane, mă uit lângă tine, lângă Giulie. Bă, te apropii de culoarea ei, mă! Bă, tu chiar nu ești din Reșița. Noi așa ceva n-am avut la Reșița. Ba da, bă, dar sunt de la aglomerator de acolo, de la Mociuri, de la... Iată ce face poluarea în orașele industriale. Am fost la munte, m-am bronzat. Ai fost la munte? Da, m-am bronzat. Cu sora mea, nu cum zic ziarele. Păi dacă nu se uită la tag oamenii... Da. Da. Mulțumim, să ne vedem cu bine. Cu plăcere.